Nimeni nu suportă ca podoaba capilară să miroase a mâncare. De aceea, patronii unui restaurant s-au gândit la o soluție inedită. Îi vor spăla pe cap pe clienți gratuit. Restaurantul oferă clienților fideli o spălare gratuită a părului, o metodă extraordinară pentru ca toată lumea să fie fericită. Chinezii reușesc mereu să surprindă întreaga lume, dar la așa ceva chiar că nu s-ar fi așteptat nimeni. De data aceasta este vorba despre un restaurant numit Haidilao din China. Restaurantul este specializat în hot pots și are ceva ciudat care se întâmplă după ce clienții servesc cele mai bune preparate culinare. Au lansat un serviciu de spălare a părului pentru clienții care nu suportă ca podoaba capilară să miroase a mâncare. Haidilao, cel mai mare lanț de restaurante hotpot din China, a lansat recent un serviciu de șamponare la unul dintre restaurantele sale din Wuxi. Experiența asemănătoare unui salon de coafură este disponibilă doar pentru clienții fideli, care acumulează suficiente puncte de loialitate, numite monede Lao, cheltuind destui bani în locațiile Haidilao. Clienții au parte și de un masaj al scalpului ca la carte. Experiența a fost salutată ca fiind luxoasă. Clienții pot alege dintr-o varietate de șampoane și primesc de asemenea un masaj relaxant al capului, în timp ce un expert profesionist în coafură lucrează la părul lor. Fiecare monedă la o valorează un yuan. Și deși serviciul de coafură se află încă în fază de testare, acesta a avut o evoluție destul de bună, iar oamenii se înghesuie la restaurant pentru a face rezervări. Și e foarte posibil ca rețeta să fie adoptată și de alte restaurante. Îndepărtarea mirosului de mâncare de pe părul clienților după masă pare o idee excelentă și face parte dintr-o schimbare mai amplă a lanțului gigant de hotpoturi în industria serviciilor de înfrumusețare. În trecut, restaurantele Haidilao au început să ofere servicii de manicură, pedicură și machiaj, ca modalitate de a atrage noi afaceri. Cine știe cu ce idei vor veni în continuare, relatează Capital.ro.